Aparținătorii pacienților aflați în stare gravă la spitalul din Caracal obțin cu dificultate informații despre aceștia. Conducerea unității medicale recunoaște situația și pune totul pe lipsa de timp a personalului implicat în tratarea pacienților infectați cu SARS-CoV-2. Recunosc că există, pentru că în sistemul nostru medical nu a fost treaba asta până acum. Iar celelalte detalii erau lucruri, să zic așa, boli totuși ușoare, care medicul putea să stea de vorbă cu aparținătorul. În momentul de față se iau atâtea măsuri și nu întotdeauna au posibilitatea și atunci trebuie să comunice pe partea asta, telefonic. Conducerea Spitalului Caracalean caută persoane bune comunicatoare care să se ocupe de comunicarea cu aparținătorii. Aceasta își dorește ca starea pacienților să fie comunicată permanent membrilor familiei. Încercăm să găsim o soluție acceptabilă atât de personalul nostru, cât și de aparținători, pentru că oamenii vor să știe și e normal să fie așa cum se simt cei din familie. Și atunci avem un program dimineața și spre seară, unde se dau aceste detalii chiar pe secția respectivă. E un lucru foarte important și mă gândesc să pot să bag în organigramă o persoană sau un grup de persoane care să fie buni comunicatori cu familiile celor internați la noi în spital. Spitalul Municipal Caracal este unitate medicală suport COVID-19 de la debutul pandemiei. Aici sunt tratați pacienții infectați care suferă și de alte afecțiuni. Instituția face eforturi pentru a informa membrii familiilor pacienților care sunt intubați sau au nevoie de supliment de oxigen despre starea lor de sănătate.